Proiectul Constanța Coffee Break continuă și în acest weekend. Constanțenii și turiștii care aleg ca destinație de vacanță litoralul pot petrece momente speciale în inima orașului. De sâmbătă de la ora 8 și până duminică la ora 23, Bulevardul Tomii se transformă în zonă de promenadă, teren de sport, ring de dans și o imensă terasă. Cei care vor să-și petreacă timpul în aer liber pot savura o cafea ori se pot răcori cu o limonadă chiar pe bulevard.